Magazinele care vând băuturi alcoolice și cannabis în provincia Quebec din Canada trebuie să le ceară cumpărătorilor certificat de vaccinare. Autoritățile speră că noua regulă care va intra în vigoare începând cu data de 18 ianuarie îi va determina pe oameni să se imunizeze împotriva coronavirusului. Măsura a fost luată de către autorități din cauza unui val tot mai mare de infectări cu COVID-19. Ministrul Sănătății din Quebec a anunțat faptul că cei care vor să intre în magazine pentru a cumpăra alcool și cannabis vor trebui să prezinte certificatele de vaccinare. Ceea ce vreau să spun este că dacă nu vrei să te vaccinezi, stai acasă. Dacă oamenii nevaccinați sunt nemulțumiți, există o soluție foarte simplă: să se vaccineze, a spus ministrul Sănătății, care a precizat că în curând vor fi impuse și alte măsuri de restricție. De asemenea, accesul cetățenilor în unitățile sanitare, teatre, baruri, săl de sport și spectacole în spații închise se face tot pe baza certificatului de imunizare, potrivit Digi24. Circulația este interzisă noaptea între orele 22 și 5. În ultima săptămână, în Quebec, au fost raportate peste 109.000 cazuri de COVID-19, fiind înregistrate aproximativ 15.000 de cazuri noi pe zi, aceasta fiind regiunea cu cea mai mare rată de vaccinare din lume.